Dumneavoastră preacucernici părinți, iubiți frați și surori, cred că Dumnezeu ne mai îngăduie un pic și să vă și adresez un cuvânt cu referire la ziua de astăzi și la lucrarea pe care am încercat și noi să o săvârșim. Este sărbătoarea Înălțării Domnului. Unul dintre praznicele mari care marchează trecerea Domnului Hristos prin viața pământească. 3 ani de zile, ucenicii l-au urmat în cea mai veritabilă școală. Pentru că, vedeți, așa se întâmplă și cu noi. Mergem la școală și studiem diverse materii, dar vorbim mereu despre școala vieții. Școala vieții pe care o facem stând lângă cineva care este priceput, care poate să ne ofere ceva. 3 ani de zile apostolii au fost în jurul Domnului Hristos. L-au auzit, l-au văzut, au fost participanți direcți la evenimentele pe care le-a săvârșit Domnul Hristos. Minunile, întâlnirile, cuvântările sale. Și ca după orice perioadă de școală, este nevoie și de un examen. Acest examen venea la ei după 3 ani de zile. După 3 ani de zile în care au beneficiat de prezența Domnului Hristos. Și după ce și-a împlinit misiunea, au ieșit împreună în Muntele Măslinilor, foarte aproape de Ierusalim, pentru cei care au fost în Țara Sfântă. Și acolo, în văzul lor, dându-le ultimele povețe, s-a înălțat la ceruri. Ce se întâmplă atunci? Își împlinea misiunea și arăta omului care este vocația lui. El a murit și a înviat ca să treacă prin toate evenimentele grele prin care trecea omul, toate culminând cu această veste bună a învierii. Dar înălțându-se la ceruri, le-a arătat lor și ne-a arătat și nouă că chiar și înviind în această lume, omul nu este făcut să rămână veșnic pe pământ, ci omul este făcut să se înalțe la cer. Omul este făcut pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru că oricât am trăit în această lume, totuși este un timp al durerii și al suferinței. Și era nevoie să-i arate omului că suferința și durerea nu este ultimul lucru, nu este punctul din viața lor și că moartea nu sfârșește toată existența lor, că moartea se continuă cu împărăția lui Dumnezeu. El, Domnul Hristos, a înălțat la ceruri Dumnezeu adevărat și om adevărat, cu firea noastră. Când noi vrem să aflăm cine este omul, ne uităm la Domnul Hristos. El este omul adevărat, El este omul deplin, El este omul așa cum l-a gândit Dumnezeu în rai. Numai că păcatul l-a afectat foarte tare și i-a adus patimi, i-a adus dureri, i-a adus suferințe. Și în cele din urmă, Domnul a venit ca să ne vindece. Să ne vindece de toate acestea și să ne afle, să ne facă cale înspre împărăția Lui. Oricât de fericiți ne-am dorit să fim în această lume, identitatea noastră trece dincolo, trece în împărăția lui Dumnezeu. Și vedeți, de aceea, creștinismul are o notă optimistă, pentru că nu-l vede pe om doar în existența sa efemeră pe pământ, ci îl vede în împărăția lui Dumnezeu. Și până la urmă, noi suntem creștini adevărați, nu doar dacă învățăm să trăim, ci dacă învățăm și să murim, pentru că știm că moartea ne va duce la Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem acest lucru, că tot vorbeam de școală. Ortodoxii nu învață doar să trăiască, ci învață și să moară. Pentru că înțeleg că moartea nu este ultimul lucru. Hristos astăzi, în văzul ucenicilor săi și a celor care l-au însoțit în Muntele Măslinilor, le dă ultimele sfaturi și încredințează că El merge acolo în împărăție ca să le pregătească loc.
să ne pregătească loc acolo unde nu mai este nici durere, nici suferință, nici suspin, ci doar viață fără de sfârșit. Și ne mai spune ceva. Să nu vă necăjiți. Să nu vă necăjiți. Să nu vă necăjiți că nu vă las singuri. Că mă voi duce și vă voi trimite mângâietor. Duhul adevărului, însă voi să nu vă depărtați de Ierusalim, să nu vă depărtați de biserică. Înainte să se înalțe la ceruri, le dă două învățături foarte importante pe care ni le oferă și nouă astăzi. Le zice așa, voi sunteți martorii mei. Ce înseamnă să fii martor? Înseamnă să auzi, înseamnă să vezi, înseamnă să participi la evenimentele mântuitoare pe care le-a săvârșit Domnul Hristos. Și nouă ne spune astăzi, voi sunteți martorii mei, ascultați cuvântul lui Dumnezeu, îl vedeți, îl gustați pe Hristos, vă hrăniți cu El și sunteți împreună cu mine, trăiți potrivit Evangheliei, acest lucru înseamnă să fii martor și de aici încolo să fii și mărturisitor al Evangheliei. Și ne mai spune, să nu vă depărtați de Ierusalim până ce nu vă veți îmbrăca cu putere de sus. Să nu vă depărtați de biserică, că în biserică se află mântuirea. În biserică primim Duhul Sfânt. În zilele noastre se vede că totul este pus sub semnul negocierii. Este sub semnul dubiului. Ce-o fi mai bun sau mai rău? Însă credința noastră este viața noastră. Credința noastră nu poate fi negociată. Credința noastră este Biserica Ortodoxă de 2000 de ani în care ne-am botezat, ne-am cununat, ne-am împărtășit și ne vom și mormânta plecând în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, mărturisitori ai Domnului Hristos prin viața noastră și această mărturisire se întâmplă în biserică. Noi suntem membre vii ale bisericii. Și chiar dacă am urcat în vârful muntelui, am urcat în grui, tot biserica lui Hristos suntem, pentru că biserica nu este legată numai de un zid, ci este legată de adunarea dumneavoastră a credincioșilor. Noi astăzi am format împreună biserica lui Hristos și ne-am rugat împreună ca un trup al cărui cap este Hristos. Și ne-am urcat aici nu pentru ca să ne facem un moft, ci ne-am urcat aici ca să-i prăznuim pe înaintașii noștri care au ținut la credința lor. Credința lor era viața lor, n-au negociat nimic din tot ceea ce ține de viața lor spirituală. Am venit să-i pomenim pe cei mulți soldați care și-au găsit sfârșitul în această lume și în același timp și-au prăznuit marea trecere în împărăția lui Dumnezeu, deschizându-se cerul atunci la vremea în care ei și-au dat obștescul sfârșit. Astăzi Hristos deschide cerul urcându-se în înălțime și zice, ridicați boieri porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice că va intra împăratul slavei. El, Hristos, intră împăratul slavei și deschide cerurile și pentru noi, așa cum le-a deschis atunci, și pentru ei. Ei s-au făcut una cu pământul. Ei s-au făcut una cu pământul și noi cei care trăim în lume bem apa. Apa care este purtătoarea vieții lor. Pentru că pădurile astea le mai avem aici, pentru că țara noastră mai este aici unde este ea, se datorează acest lucru lor, care n-au precupețit să-și dea viața pentru credință și pentru neam. Cine nu poate să-și dea viața în această lume pentru ceva, este vrednic de plâns. Cred că oricare dintre părinții care sunt aici am vor da dreptate că în orice moment, dacă li s-ar cere să-și dea viața pentru copii, și-ar da-o. Cine poate să-și dea viața pentru ceva, înseamnă că știe pentru ce trăiește. Știe pentru ce trăiește și știe că are și motive să moară, fără să se întristeze, fără de nădejde. Aici pe acest monument scria o cuvântare frumos din Evanghelia după Ioan, din capitolul 15, și zicea așa că mai mare lucru nu este decât acesta ca să-ți dai viața pentru prietenii tăi. Și de altfel nu există lucru mai mare, mai deprețuit în această lume decât să fii capabil să-ți dai viața pentru prietenii tăi. Ei și-au dat viața pentru că și viața și moartea însemna credință, însemna neam, însemna glia românească.
Și dumneavoastră care ați venit astăzi aici, ați venit, sunt convins, purtat de aceste două motive. Că vă iubiți credința, pentru că alminteri putea să stați foarte bine în satele sau în orașele de unde ați venit și să prăznuiți în biserici sau pe lângă biserici. Și ați venit pentru că vă iubiți neamul și țara și pentru că ne iubim neamul și țara. Și ați avut atâta răbdare. Vă mărturisesc că mi s-a umplut inima de bucurie în aceste vremuri în care ne-a fost foarte greu și nouă preoților și dumneavoastră. Pentru că n-am putut să ne întâlnim cu dumneavoastră așa cum ar trebui. N-am putut să ne rugăm în bisericile noastre așa cum ar trebui. Și ne gândeam că e tare greu. E tare greu. Dar râvna dumneavoastră se vede prin faptul că ați urcat în număr atât de mare. Vă mărturisesc că sunt impresionat de numărul mare. Nu-mi imaginam că în condițiile date atât de mulți o să fiți împreună cu noi astăzi la rugăciune, la Sfânta Liturghie aici. Și ați răbdat și vremea grea. Pentru că a fost frig, a fost ploaie. Dar a stat ca și niște stâlpi. Și cred că, cel puțin în aceste momente, am fost vrednici de înaintașii noștri, care, în condiții poate mult mai grele, au călătorit prin acești munți ca să-și apere credința și neamul. Și la vreme și-au primit, ziceam, obștescul sfârșit și și-au dat sufletele în mâinile lui Dumnezeu. Astăzi am venit așadar să-i prăznuim și pe ei, pe marii noștri oameni. E mare nevoie de modele, pentru că ni se oferă modele în zilele noastre nenumărate, dar nu vrednice de urmat. E mare nevoie să privim la modelele adevărate. Și cum se spune că atunci când privești la cineva și admiri, sfârșești prin a-l imita. Nădăjduim și noi să fim capabili, să fim capabili și de acum încolo. Cel puțin ca și astăzi sau mai mult, să fim continuatori fideli ai vrednicilor noștri înaintași. În mărturisirea credinței și în iubirea neamului și a țării noastre. Îl rugăm pe Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ocrotească, să vă răsplătească jertfa, să vă întărească în tot lucrul bun. Iar plecând înspre casele noastre, să putem împărtăși bucuria pe care am simțit-o aici, fiind împreună în jurul acestui monument. Amin.